m-a tras, m-a obsedat dintotdeauna acea parabolă feroce care este Metamorfoza de Franz Kafka. Întreagă-ți fie spus, tema nu este originală. A folosit-o și Saltykov Ščedrin în povestirea micului funcționar de gubernie care se transformă într-un caras și se ascunde într-o gaură în fundul mării ca să scape de agresiunea celor din jur. Dar câtă diferență! La clasicul rus, tema era tratată satiric grotescă, iar la Kafka, tragic comică și de sorginte oniri. Iar conexiunile vizează întreaga condiție umană. În spectacolul radiofonic am încercat să evidențiez trei secțiuni diferite. Metamorfoza fizică propriu-zisă, care creează un întreg univers de sentimente, uimire, spaimă, tristețe, disperare. Metamorfoza interioară, aici e paradoxul kafkian, în timp ce personajul Gregor Samsa coboară pe scară zoologică, el se înalță în planul ideilor, înțelegând până la urmă care este vina. Schimbarea de registru este marcată prin augmentarea tensiunii dramatice interioare, luciditatea reflexivă cu care își analizează existența, fiind sinonimă cu a doua naștere. Și în sfârșit, a treia și ultima metamorfoză care vizează dimensiunea tragică. Omul transformat în gânganie ridică ochii spre cer și vede stele. Mi-am permis să adaug în final acest superb vers din Infernul lui Dante. După înțelegerea pustiului existenții sale, de care e vinovat, Samsa realizează condiția damnată a întregii specii umane, idee centrală a operii kafkiene, și moare de durere, superbă metaforă, vinovat, dar și vinovat fără vină, răscumpărând într-un fel o viață trăită în zadar și având în această ultimă clipă acces la idealul de frumusețe pierdut, dar pe care l-a purtat permanent în suflet, ca pe o rază de lumină care se întrezărește la capătul unui tunel nesfârșit. Am urcat din adânca vizuină și îndată s-arătă privirii mele ca printr-un ochi a cerului grădină. Și aici am ieșit spre a vedea iar